cum ea înțeleptul în vechime, căci multă învățătură obosește trupul. Și n-ar vrea să abuzez de răbdarea dumneavoastră în seara aceasta. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și l-a rugat pe fratele David, pe fratele Nucu, să pregătească cântarea Lauda mea e pentru Împărat. Și după ce vom cânta această cântare, apoi și vă rog să o cântăm toți. Toți cei care îl considerați pe Domnul Iisus Hristos ca Împărat și Domn, să cântăm această cântare în comunitate.